În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preasfinția voastră binecuvântat ca să rostesc cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Preasfinția voastră, prea iubiți și cinstiți părinți, iubiți credincioși, astăzi, în duminica 10-a după Rusalii, avem o pericopă evanghelică a vindecării fiului lunatic sau a tânărului lunatic, o minune pe care a făcut-o Domnul nostru Iisus Hristos cu puțin înainte de pătimirea sa. Cu 40 de zile înainte de pătimirea sa, Domnul Hristos a cerut apostolilor mărturisire. A cerut să-l mărturisească, să întrebându-i, cine zic oamenii că sunt eu? Un proroc din vechime, Ioan Botezătorul, Ilie, Ieremia. Dar voi cine ziceți că sunt? Și Sfântul Petru l-a mărturisit, singurul și primul din istorie, Tu ești Fiul lui Dumnezeu cel viu. Și pe această piatră a mărturisirii Dumnezeirii lui Hristos este întemeiată Sfânta Biserică. Apoi i-a luat pe trei dintre ei, pe cei mai aleși, și s-a urcat pe muntele Tabor. Sfântul Nicolae Velimirov îi spune că s-a urcat noaptea, lăsându-i pe ceilalți la poalele muntelui, pentru că Domnul Hristos obișnuia ca noaptea să se roage în munte, singur. Și acolo, rugându-se în timp ce se ruga, dintr-o dată s-a schimbat la față. Adică a lăsat lumina dumnezeiască care era în el să se vadă în afară. Spune, îmbrăcămintea lui s-a făcut albă ca lumina, iar fața lui a strălucit mai mult decât soarele. Și în această stare au văzut de mare bucurie, de lumină, în care apostolii au căzut cu față la pământ, au venit Sfinții Proroci Moise și Ilie și au primit binecuvântare de la Domnul, au vorbit cu dânsul despre patimile sale și apoi a venit un nor de lumină care a acoperit tot muntele și în acel nor de lumină în care ei au simțit o fericire care nu poate fi exprimată în cuvinte, acolo glasul Tatălui din cer pentru a doua oară în istorie și ultima a mărturisit: acesta este Fiul meu cel iubit, întru acest El am binevoit, pe acesta să-L ascultați. Deci, de atunci, toată omenirea a intrat în ascultarea lui Hristos. Deci, dacă până atunci erau și alte religii care fiecare căutau pe Tatăl Ceresc, fiecare căutau pe Dumnezeu în lumina minții lor, așa cât puteau, din Orient, din Occident, din Orientul Mijlociu. Acum, după această descoperire, după această revelație, niciun om de pe pământ nu mai are cuvânt de dezvinovățire să spună că eu n-am cunoscut pe Dumnezeu. Eu n-am cunoscut calea de a merge la Dumnezeu. Eu n-am cunoscut modul de a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nu mai există. Iisus Hristos a venit pe pământ, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat, El s-a definit lumina lumii, viața lumii, calea, adevărul și viața, ușa prin care se intră la Tatăl și din moment ce însăși Tatăl l-a mărturisit, acesta este Fiul meu cel iubit, într-o acesta am binevoit, pe acesta să-L ascultați, toată lumea de 2000 de ani trebuie să fie sub ascultare de Hristos. Nimeni care nu-i sub ascultare de Hristos trăiește încă în religii antice, vechi, păgâne, nu are cuvânt de dezvinovățire în fața lui Dumnezeu. Ei, acolo, pe muntele Tabor, în rugăciune, în prezența lui Dumnezeu, cei care urcă, ca și Sfinții Petru, Ioan și Iacob, trăiesc împărăția lui Dumnezeu de pe pământ. Noi suntem chemați ca prin post, prin rugăciune, prin liniștire, prin isihie, prin rugăciunea inimii, să găsim împărăția lui Dumnezeu înăuntru nostru
încă de pe pământ. Deci încă de pe pământ să trăim în Împărăția lui Dumnezeu. Acolo era Împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Petru a simțit așa o fericire încât a zis: Doamne, ce bine este să fim aici. Să-ți facem 3 colibe, ție, lui Moise și lui Ilie. Așa avea o fericire, adevărata fericire, încât și-a ieșit din sine. Omul când are o fericire absolută, iubind o altă persoană, iese din sine și trăiește prin persoana celuilalt. Vedeți că mama de multe ori în iubirea ei față de copil spune: tu ești iubirea mea, tu ești viața mea, tu ești fericirea mea. Ea nu trăiește ea, ci trăiește prin copil. Ei, Dumnezeu este adevărata noastră fericire, Dumnezeu este adevărata noastră viață pe care s-o trăim. Ei, la poalele muntelui era cei 9 apostoli cu cei 70, cu mai mult cărturari, farisei, mulțime de popor. Și acolo, în această stare, s-a întors Mântuitorul de pe munte și l-a găsit pe acest tată nenorocit cu copilul îndrăcit. Deci, tatăl, nu se știe, datorită păcatelor lui sau a bunicilor, avea un copil care era îndrăcit, îl chinuia satana. Îi spunea lunatic că la anumite faze ale lunii, când era luna plină, în săptămâna a treia, îl lua crizele. Și el s-a dus și a rugat pe apostol: vă rog să-l vindecați pe fiul meu. Și apostolii s-au rugat, dar n-au putut. Și acum, fiindcă n-au putut, s-a creat o dispută între apostoli și cărturași și farisei, care erau dușmanii de moarte a Domnului Hristos. Și a zis: păi unde-i puterea care v-a dat-o Hristos să scoateți demoni? Unde-i puterea pe care v-a dat-o Hristos să înviați morți? Unde-i puterea pe care v-a dat-o Hristos să vindecați bolnavi? Și erau în această dispută. Și atunci vine Domnul în mijlocul lor și întreabă: ce se întâmplă? De ce vă certați? Și atunci tatăl copilului cu pricina ia cuvântul și zice: Doamne, am copilul acesta bolnav, îndrăcit. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Dacă poți, fă tu ceva, ajută-ne tu. Și atunci Domnul Hristos, fiindcă l-a văzut că este zmerit, dar cu o zmerenie, am zice, diplomatică, o zmerenie cuvincioasă, educativă, nu cu o zmerenie ființială, că zmerenia ființială trebuie să aibă și credință ființială. Și a zis așa, din complezanță: dacă poți fă ceva. Dar a vorbit frumos. Și Domnul Hristos i-a răspuns pe limba lui. Băgați de seamă, cu Dumnezeu cum vorbești, așa vorbește și Dumnezeu cu tine. Dacă tu vorbești cu El diplomatic, vorbești frumos. Poate că când mergi la o curte imperială, merge modul de diplomație. Când vorbești cu Dumnezeu, o să se spună tot diplomatic. Și Dumnezeu a zis pe limba lui: dacă poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și atunci, sigur, el, săracul, s-a văzut vădit și atunci a trecut din zmerenia aceasta educativă, zmerenia aceasta de complezență, a trecut, a zice eu, într-o zmerenie ființială. Într-o zmerenie la care se ajunge printr-un adânc de umilință. O zmerenie care se ajunge prin totală lepădare de sine. Atunci el a făcut pasul acela mare de lepădare de sine, de a se arunca în hău, de a se arunca în adânc, în abisul zmereniei lui Dumnezeu. Eu din neant am fost creat. Dacă eu meu l-am umplut de păcate, prin mândrie, m-am născut în păcate, numai lepădând eu acesta și aruncându-mă în abisul smereniei lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu este un abis de smerenie. Numai așa pot să regăsesc eu meu ancestral, eu meu adevărat, care mi l-a dat Dumnezeu. Golindu-mă, aruncându-mă, fără nicio frică, renunțând la mine, găsesc credința adevărată, găsesc eu meu adevărat, eu în care trăiește Dumnezeu. Și în momentul acela, el când s-a lepădat, a căzut în genunchi și cu lacrimi a strigat: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Este cea mai adâncă și cea mai bună definiție a credinței care s-a dat vreodată. Nu s-a mai dat o definiție a credinței atât de
bună, de profundă. Nici Sfântul Apostol Pavel, zice un mare teolog, care definește credința ca încredințarea celor nădăjduite și vederea celor nevăzute, adică din cer. N-a dat o definiție atât de realistă, atât de personală, atât de adâncă. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Ei, această mărturisire, care este cuprinsă în Evanghelia după Marcu, în capitolul 9, versetul 24, este punctul nostru de trecere de la credința informativă la credința trăită, credința adevărată. Este punctul nostru de trecere. Este un punct și un punct de zminteală. Mulți păgâni zic, voi nu sunteți sinceri, nu sunteți consecvenți, voi creștini. Cum spuneți că credeți și ajută necredinței mele? Rațional omenește, spune ori crezi, ori nu crezi. Ei, credința tocmai aceasta este un paradox. Dar nu e adevărat, pentru că cel care a venit la Domnul Hristos credea, că dacă n-ar fi crezut, n-ar fi venit. Dar n-avea credință atât de mare încât să se facă minunea. Deci credința era 1%, 2%, 3%, 4%, nu știu cât. Dar nu era atât de mare încât să se poată săvârși o minune. Părintele Nicolae Steinhardt spune că credința adusă de Hristos din cer este un fenomen nou. Toate dorințele omenești de a accede în Împărăția lui Dumnezeu sunt ca și apa care se încălzește, este călduță, caldă, fierbinte. Urcă până la 60 de grade, 70, dar nu fierbe. Nu fierbe. Dumnezeu aduce un fenomen nou, fierberea. Aduce credința și ori prin fierbere apa trece din stare lichidă în stare gazoasă. Ori lichidă curge în jos și gazoasă urcă în sus. Vedeți? Aburii se ridică în sus. Ei, ca să faci credința să depășești acel prag încât să urce în sus, să fiarbă, să urce la cer, aici trebuie ajutorul lui Dumnezeu. Și acest om, deci el vine și strigă la Hristos, strigă cu lacrimi, ajută-ne credinței mele. Și în momentul acela în care strigă cu lacrimi, el face pasul acesta spre credința care mântuiește, spre credința care vindecă, spre credința care tămăduiește, credința care umple sufletul și îl mută într-o altă stare existențială. Îl mută la cer. Ei, acum, aceasta e, să zic, miezul Evangheliei, prima parte și miezul Evangheliei. La sfârșit, vin apostole și îl întreabă pe Domnul Hristos. Dar noi de ce n-am putut să-l vindecăm? Și Domnul Hristos le spune, pentru puțina voastră credință. Deci, iată, toți câți erau acolo, ca și noi la biserică, erau credincioși. Au 1%, 2%, 3%, 10%. Niciunul nu avea credință 100% să mute munți, să se facă minuni. Dar erau credincioși. Și Domnul Hristos nu zice pentru necredința voastră, ci zice pentru puțina voastră credință nu se fac minuni. Și atunci le spune mai departe acest neam de demoni, adică aceștia care chinuie pe oamenii, patimile, că orice îndrăcire este o patimă, iese sau nu iese decât cu rugăciune și cu post. Ei, acum, ce vedem noi în acest tablou, ce vedem și ce învățăm în esențial? Mai întâi învățăm în esențial că, indiferent în ce stare sufletească ar fi, trebuie să mergem la Hristos. Să mergem la Hristos și să trăim cu Hristos. Dacă suntem tineri, sănătoși, curați, frumoși, nevinovați, puri, să mergem cu Hristos în muntele Taborului. Să mergem să ne luăm copiii la o mănăstire înaltă, pe un vârf de munte, să-i luăm în locuri curate și sfinte și să ne rugăm împreună cu ei ca să coboare lumina taborică peste noi. Oricine se roagă nevinovat, curat, din toată inima, va avea parte de lumina taborică, de lumina lui Dumnezeu. Să ne luăm copiii și să, de mici, să-i învățăm cu rugăciune, de la 5 ani până n-au vină. La șase, să se împărtășească de lumina lui Dumnezeu, să o simtă, să o guste, să se îndulcească de ea. Asta e primul lucru. Dacă nu facem lucrul acesta, mergem cu ei mai târziu,
la 15-16 ani, copilul acesta avea vreo 20 probabil. Nu știu dacă s-a îndrăcit mergând el și făcând păcate, beții, pretreceri, droguri, prostii, sau datorită păcatelor părinților, nu știu. Dar oricum, sunt atâția tineri, vedeți, îndrăciți în lumea aceasta. Vedeți numai pe internet, într-un concert în care săracii iau droguri și ați văzut ce manifestare demonică se face. Ei, dacă ajung la starea aceasta, nu-i târziu nici atunci să mergem cu copiii la Hristos. Deci, ori în ce stare a fi, lăsați copiii să vină la mine. Aduceți copiii la mine. Domnul Iisus Hristos ne cheamă pe noi și ne cheamă să ne ducem și mai ales copiii noștri să ne ducem la Hristos. Ei, dacă ajungem la Hristos, să ne rugăm, cum v-am spus, cu lacrimi. Dacă nu avem curăția care a avut-o Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Petru, ca să vedem lumina taborică, și să merem de mici, să nu merem pe calea păcatului, ci doar pe calea curăției, a Sfințeniei, la biserică, la mănăstiri, pe muntele Tabor, cu munte Atos, ca să ne bucurăm de lumina lui Dumnezeu, dacă nu reușim aceasta, mergem ca și Maria Magdalena, ca și Maria Egipteanca, ca și Fiul Risipitor. Mergem și ne pocăim și plângem. Dacă mergi și strigi cu lacrimi, Dumnezeu preface puțina ta credință sau necredința ta în credință puternică. Fiul Risipitor, să știți, când a venit acasă, zice un Sfânt Părinte, a venit în casa părintească, vezi, zice, acum când era cu tatăl, vedeți că noi, majoritatea, mergem pe două cărări, vin la biserică, ieșim în lume și acolo e lume, cu păcat. Vedeți, aici în curte e rugăciune, dacă trebuie strada dincolo, nu mai e, e lumea păcatului. Ei, zice un Sfânt Părinte, că atunci când Fiul Risipitor era în casa părintească și a prins gustul liturghiei, sau jefit, vițelul cel îngrășat, Iisus Hristos, spune, nici dacă ar fi venit 1000 de prieteni de-ai lui de pahar și de petrece să-i spună, vino din nou cu noi la petrecere, că plătim noi acum, atunci ai plătit tu. Și ne-am distrat. Plătim noi acum, 7 ani plătim numai noi, tu numai vino și distrează-te cu noi. Ce? Ar fi închis ușa la oricine, n-am niciodată. De-ar fi venit șeful porților să-i spună patronul, vine că te pun șef peste porci. Nu s-ar mai fi dus niciodată. Vedeți? Adică, odată ce vii în biserica lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, în curtea lui Dumnezeu, trebuie să te dedici lui, să nu mai mergi pe două cărări. Spune uneva în vechile îndreptare de spovedanie că oamenii, primii creștini, se spovedeau odată în viață. Și când intrau în curtea bisericii, nu mai mereu și în curtea barului sau petreceri lumești. Nu exista. Odată în viață, și spunea cine se spovedea de două ori în viață, era considerat om neserios, ca și cel care se însoară a doua oară. Păi venit odată, aici te inițiezi cum să lauzi pe Dumnezeu. 7 laude, 7 taine, liturghie, ce Sfântul Părinte Ațenie, 7 ore de, în biserică, 7 laude. Măcar 7 poate trăiești dacă participi la ele zilnic. 7 personale, rugăciunea minții în gând și ajungi să te roști în somn. Și atunci ești 100% lui Dumnezeu. Nu mai mergi și în grădina cealaltă. Vedeți? Iată chemarea credinței noastre. Și dacă observăm aici, Sfântul Grigore Sinaitul zice un lucru foarte frumos în Filocalia, volumul 7. Zice, credința vine prin auz. Asta spune și Sfântul Apostol Pavel. Prin auz. Auz, te informezi. După aceea începi ca să urci pe treptele trăirii. Să faci din credința ta o virtute. Virtutea teologică care mută munții. Și acum ați văzut, dintr-o credință informativă, care a avut-o tatăl acest an, nenorocit, cu fiul îndrăcit, el a ajuns la o credință lucrătoare. De ei s-a vindecat fiul. Adică prin rugăciunea cu lacrimi, prin strigătul cu lacrimi, a reușit să-și vindece copilul. Ca și femeia cananeancă, ca și Iair, ca și vădva dinainte. Vedeți, sunt multe. S-au rugat cu lacrimi și Domnul Hristos le-a vindecat. Ei, acum să știți că există, ca să răspundem la ultimele versete din Evanghelie, la întrebările puse de apostoli despre credință, există și credință desăvârșită, credință care mută munții.
cum se poate obține această credință? Această credință care mută munții se obține prin ascultare de poruncile lui Dumnezeu și prin ascultare de biserică. Deci, dacă sunt tineri curați, să știți, și intră în slujba bisericii, intră în slujba lui Dumnezeu, să știți că nu e o plictiseală slujirea lui Dumnezeu, că slujirea lui Dumnezeu nu e ceea ce se vede. Deci ceea ce vedeți dumneavoastră aici, slujbele astea, e latura văzută, dar există 7 trepte în viața nevăzută, duhovnicească. Ei, cine intră în slujirea bisericii, tânăr, curat, nevinovat, o spunea preasfințitul, că ar trebui să aducem copiii să slujească Dumnezeu, acela intră în aceste trepte și intră în împărăția lui Dumnezeu de pe pământ. Și acela ajunge la credință desăvârșită. Să știți, sunt oameni care au credință desăvârșită. Știți că sunt în istorie consemnate 3 minuni, 3 oameni care au mutat munții. Deci cuvântul evanghelic nu-i fără rost. Nu-i niciun cuvânt să nu se fi împlinit o virgulă, o literă, o iotă, cum spune. Deci la anul 368, Sfântul Marcu din Muntele Frăcesc, care a fost un mucenic pe vremea lui Deciu, fugit în Etiopia, când Sfântul Serapion, care găsea pustii, Sfântul în pustie, a vorbit cu el și el a întrebat, este oameni care mută munți în lume? Și a zis, nu știu, părinte. Și când a zis, muntele a început să se mute. Așa credința avea acest om, de 140 de ani avea și de 90 de ani trăia în munte, hrănindu-se doar cu pământ, 20 de ani și apoi aducea îngerul din cer pâine. Deci iată, Sfântul Marcu. Există între 1451-1460 Patriarhul Ioachim al Ierusalimului. În timpul lui s-a mutat un munte în Ierusalim. Dar există în anul 604 în Egipt, în timpul Patriarhului Platon, o întâmplare care ne arată, să știți, nu numai că se mută muntele, ci cum poți să ajunge să muți muntele. Și vă spun întâmplarea aceasta. În timpul acestui patriarh, în 604, au năvălit perșii peste toate locurile creștine. Știți că în 611, Hozroi al II-lea, generalul Persiei, a devastat toate locurile sfinte. A ars sute de mănăstiri, a omorât zeci de mii de călugări, zeci de mii de creștini. Și a ajuns până în Egipt. Ei, în aceste stări, când au năvălit, au vrut să-i treacă sub ascuțișul sabiei pe toți creștinii. Să știți, a fost oraș în care au murit 20.000 de creștini. Este acolo pe Tabor un loc, pe Eleon, unde am fost tăiat 10.000 de călugări, care n-au vrut să fugă, i-au tăiat cu săbile. Deci, tot ce venea din Extremul Orient, venea cu acel sadist care rădea tot. Avea o mare bucurie să facă mucenici lui Hristos. Și patriarhul acesta, Platon, s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, ajută-ne cumva. Și atunci l-a chemat Marele Calif și a spus, eu acum am de plan să vă tai pe toți creștinii. Nu vreau să fie niciun creștin în Imperiul meu. Toți să fie raști pe fața Pământului. Dar dacă între creștinii voștri, sau voi, tu însuți, tu ești patriarh, există un credincios care poate să mută munții din loc cu credința, cum scrie în Evanghelie, atunci nu vă omor pe toți, vă iert. Și el a zis, da, scrie în Evanghelie acest lucru, cuvinte din Evanghelie sunt adevărate, dar eu nu știu dacă există în patriarhia mea vreun preot, vreun călugăr, vreun episcop, vreun creștin care să mute munții din loc. Nu știu. Dă-ne termen de gândire 3 zile. Ei, în aceste 3 zile ce-a făcut patriarhul? I-a adunat creștini din Alexandria, unde era capitala, la poalele muntelui Adar, care este pe Valea Nilului. Și au făcut priveghere de toată noaptea, 3 nopți la rând. Zi și noapte, liturghie, toate slujbele, și se rugau neîncetat tot poporul ca să Dumnezeu să facă milă cu ei, să găsească Dumnezeu o soluție și să-i salveze. Ei, în acest timp, în timp ce ei lucrau, în Alexandria, între creștini Alexandria, era un argintar cu numele Ioan.
Iar ghitarul acesta, Ioan, era feciorelnic. Avea 28 de ani, dar trăia în feciorie, postea să ruga și făcea potire, sfinte vasă, făcea și inele și verighete și ce se zâmbesc. Era un foarte bun bijutier. Și când ei s-au dus să se roage acolo munte, prea fericitul patriarh i-a spus: tu, Ioane, rămâi aici, că așa lucrezi pentru biserică. E tot o muncă în slujba bisericii. Stai aici și fă potire. Și el a stat acolo lucrând. În timp ce lucra acolo la atelierul lui, a venit o cucoană să-i facă un inel. O femeie slabă de caracter. Când l-a văzut că el e singur, un băiat frumos, 28 de ani, iar singurul acolo i-a spus: Ioane, ce ochi frumos ai. Și a început să ispitească. Și el a spus: femeie, doamnă dragă, tu te vezi de treabă, nu vezi că noi stăm aici pe secunde? Viața noastră era să numără cu minutele și cu secundele. Nu știm când vin și ne taie ăștia bucăți pe toți creștinii. Preafericitul patriarh, dus cu zeci de mii de oameni să roagă și tu ai chef acum de păcate, de prostii. Și ea a insistat și dacă ce îmi plac ochii tăi, nu știu ce. Și atunci el a scos un cuțit sau cu ce lucra el acolo odată și a luat, a scos un ochi și i-a pus în palmă. Ia ochii și pleacă dacă ți-ați plac ochii mei. Ei, sigur că ea s-a cutremurat când și-a plecat și a auzit prea fericitul Părinte Patriarh. Zice, uite, un creștin în patriarhia mea, ca să nu păcătuiască, să împlinească porunca lui Dumnezeu, e gata să-și dea ochii din cap, e gata să-și dea și sângele. Adică trăiește cu adevărat în iubire și în ascultare de Dumnezeu. Și în momentul acela l-a trimis doi diaconi după el în Alexandria. Și l-au adus acolo și a spus: uite, frate Ioane, am auzit ce ai făcut tu, cum ți-ai scos ochii de dragul lui Hristos să nu păcătuiești, adică pentru credință și pentru că tu ești un ascultător al bisericii, ai trăit și feciorelnic, slujești biserica de mic, slujești pe Dumnezeu, ții poruncile. Iată, vino tu aici și te roagă. Roagă-te tu și tu împreună cu noi ca Dumnezeu să facă o minute, să clătească munțele acestea din loc, ca să scăpăm și noi cu viață. Și în momentul când s-a rugat acest tânăr Ioan, argintarul din Alexandria, care a fost capabil să-și dea viața pentru credință, în dragoste și în ascultare de biserică, să-și dea ochii din cap. Când s-a rugat el și a zis: Doamne Iisuse Hristoase, Domnul meu, nu pentru mine și pentru rugăciunile mele, eu mi-am dat ochii pentru tine, mi-am dat să nu-i păcătuiesc, ci pentru rugăciunile preafericitului Părinte Patriarh, a preoților, a episcopilor, a tuturor credincioșilor și monahilor. Fă o minune și mută, arată-le puterea ta și arată puterea ta în lume, păgânilor, ca ei să înțeleagă că tu ești Dumnezeu adevărat și cuvintele tale sunt adevărate în veci. Și acum, știi, peste 1000 de ani. Și când s-a rugat așa, muntele Adar a început să tremure și s-a dus 5 km. Spune acolo, 7000 de pași sau 1000 de pași. 5 km și astăzi se vede cum Valea Nilului s-a boltit în conjură Nilului. Și toți s-au cutremurat, au pierit sute de case islamice, că s-au speriat musulmani și au zis: opriți muntele. Și a spus: noi l-am putut porni, opri nu mai putem. I-a spus: noi ne-ați cerut să-l pornim, să-l mutăm rugăciunea. Și s-a rugat: ei, după această minune, să știți, Marele Calif a dat un Hristos prin care creștinii au fost scutiți de taxe 100 de ani. Deci creștinii care dădeau taxe, bani, fete, copii la musulmani. Știți cum am trăit și noi aici, sub turci. Au fost scutiți 100 de ani pentru împlinirea acestui cuvânt. Deci, iată, credința poate să fie și desăvârșită. Deci, dacă trăiești în curăție, în împlinirea poruncii lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu și în ascultare de biserică. Deci, iată, cred că nu putea fi ceva mai frumos decât această pericopă de astăzi, care ne învață cum să sporim credința noastră de la informație la trăire și la desăvârșire, decât acum când a fost hirotonit și un preot în slujba lui Dumnezeu, ori preotul e luat din lume, dar nu mai este lumesc. Noi, el trăiește mai pe sus de lume, de aceea ați auzit să fie curat, să aibă o singură preoteasă, să trăiască pentru Dumnezeu, să fie gata să-și dea și sângele pentru Hristos, dacă va fi nevoie. Și iată, vedeți, deci ce
minunată face, cum Dumnezeu face această minune prin harul apostolesc. Da, episcopilor, prin hirotonie, să transmite puterea apostolică. Iată, prin credință, prin rugăciune, prin post, toți suntem chemați ca să urcăm pe treptele credinței, de la auzire, la trăire și la desăvârșire. Știți că spune Sfântul Nicolae Cavasila, și cu aceasta sfârșesc, că unitatea bisericii stă în trei lucruri, spune dânsul. În prestol, unde se sfințesc toate și se sfințește și episcopul de către episcop, deci prestolul aici toate sfințele, asta e sfințenia cea mai mare de pe pământ, în episcop, care e chipul văzut al lui Hristos, și în creștinii care prin post și rugăciune se fac sfinți și ajung nu să dea prescuri la altar, să dea prescuri de cere sau de mulțumire, și ajung să-și pună moaștele lor în altar, în Sfânta Masă. Ajung și ei sfinți, unii chiar sfinți martiri, că își dau viața lui Hristos, de moaștele lor să pună în Sfânta Masă. Asta ține unitatea bisericii. Deci iată, dragii mei, la ce suntem noi chemați? Așadar, veniți la Hristos, aduceți-vă copiii lui Hristos și rugați-vă ca voi împreună cu copiii voștri și noi toți să creștem în credință de la auzire la trăire și la desăvârșire. Amin.